Bună ziua, bine v-am găsit din nou. Iată, azi am să vă arăt de ce sunt idealii acești stupi ursul sau orice model de ladă orizontală cu două ordinișuri. Da, eu pe aceștia i-am. Aici, în partea principală a stupului, s-a împerecheat matca. Avem o matcă împerecheată pe care o să o tratăm, îi dăm și ulei esențial și cam asta e cu el. O lăsăm în pace, nu mai avem de lucru cu el. O să mai trebuie verificate peste 10 zile când începe să căpăcească puietul, să vedem care e calitatea reginei respective. Dar nu asta este important ce vreau să vă zic acum în filmul ăsta, ci de ce este important o astfel de ladă, fiindcă eu aici o să vin cu formarea unui roi, o să formez aici un roi artificial mic. Încă n-am adus ramele, o să mergem și luăm împreună ramele. Dacă ieri am găsit o familie fără nicio matcă, mergem acum să căutăm rame bune de a forma un roi. Voi lua ramele de aici. Voi lua rame de aici și voi duce și voi forma un roi pe 3 rame deocamdată. Aici a fost dată o matcă la împerecheat. A fost dată o matcă, nu la împerecheat, l-a acceptat, a avut o matcă și pur și simplu n-a acceptat. Și dacă nu acceptă matca, eu încă una nu-i dau. Deci nu va mai primi încă o matcă, ci pur și simplu o să îl desfințez încet, încet. Va primi eventual o ramă cu ouă sau larvar și vom vedea ce se va alege de el. Oricum nu va rămâne mare lucru din el, fiindcă am de gând să formez niște roiuri din el. Acum mă interesează să iau niște rame pe care să fie și niște puiet. Aici totuși am niște puiet. Fiind o colonie puternică și neacceptând matca, cam asta ar fi situația. O să duc și această ramă, ducem rama la stupul respectiv. Deci o formăm pe 4 rame. Căutăm altă ramă mai bine populată cu albină. Totuși mai verific încă o dată dacă nu cumva am omis eu matca data trecută. N-am zărit-o eu. Atunci o să
o mai verific încă o dată, dar totuși voi lua să formeze acel roi. Iată, aici avem și ceva puiet care trebuie să eclozeze și ceva albinuță, ceva puiuț tânăr, îl luăm și pe această ramă, o luăm. Luăm și acea ramă. Chiar de rămâne doar pe două rame acel roișor, important e să avem o matcă acolo, să putem îngriji o matcă. Eu trebuie să duc acolo să îngrijesc niște măci, fiindcă dispun de câteva regine cu care nu prea am ce să mai fac. Și astfel o să le dau la, o să formez niște mici nuclee cu ei, cu acele regine. Aceasta ar fi următoarea ramă, a treia, care am să le dau. Deci asta ar fi a treia. Mai are ceva puiet la eclozare. Important este că și acceptarea măcii o să fie mult mai bună pe acest tip de puiet. Deci am dus 3 rame, să vedem dacă mai avem ceva. Va trebui să-i dăm și o ramă cu mâncare. Aceasta are și păstură, păi ar fi ideală pentru un roișor. Totuși nu a acceptat matca această colonie, așa că voi face o altă lucrare la ea, o să împart filmele, să nu fie foarte lungi. Totuși nu a acceptat matca și voi recurge la o altă metodă. Bun, deci cam atât am luat acolo, am luat 3, acum o iau și pe a 4-a aceasta cu păstură. Ducem acolo. Și avem nevoie de o ramă cu hrană. O ramă cu hrană. Să vedem ce avem aici.
Iată această ramă o să meargă acolo. Are pe partea aceasta hrană de suficientă pentru un roișor. Și cam asta este. Bun, ia să vedem. Deci, el așa arată. Mă duc acum să-i aduc o matcă. Aducem de la creșa de măci. Aducem o matcă. Am adus o mătcuță, eu o punem aici. Astfel eu pun aici deasupra. Aici o să-i fie mai bine. Acum acești tip de roișori au fost acest tip de roișuri au fost mai bine acceptate reginele, ca în familie. În familie nu prea le acceptă așa bine, dar în roișori ăștia micuți nu este nicio problemă. O punem aici pe matcă. Și cam asta este. Deci, asta ar fi avantajul acestui model de stuc, că putem face foarte ușor un roi. Dacă n-am avea măci împerecheate și chiar am vrea să facem roi, atunci i-am da neapărat ar trebui să-i dăm o botcă. Bun, cam atâta la acest film. Voi continua filmul, adică seria aceasta, să vă arăt ce fac la acea colonie care n-a acceptat matcă. O să filmez și acea lucrare. Până data viitoare, numai bine!